bună seara, într-un București în mișcare, într-o lume în schimbare, într-o primăvară ce se lasă poate prea mult așteptată, vă aduc în această ediție tinerețea, vă aduc primăvara. Bună seara, Tomi! Bună seara, mulțumesc frumos pentru invitație! Invitatul meu este Tomi Weisbuch, este un nume în muzică, este un tânăr care sperăm să aducă, așa cum am spus, tot ce e mai bun și mai frumos, specific vârstei de 25 de ani, o să-l cunoaștem în această seară, pas cu pas. Așa cum ești în certificat, așa cum ești în buletin, Tomer Jack Weisbuch. Da. Trei nume legate, trei nume deosebite, speciale. Mulțumesc. Dacă ne spui un pic, de ce părinții au optat pentru Tomer și Jack? Eu sunt de origine israeliană și Tomer știu din ce mi-amintesc că înseamnă stejar în limba ebraică, iar Jack a fost străbunicul meu din partea tatălui, cred, și știu că acolo există tradiția asta ca unul din copii să, nu, de fapt băiatul să poarte numele străbunicului din partea tatălui și nu mai știu cum era invers, dar cert e că, na, eu port numele străbunicului. Cert că în cazul tău s-a respectat tradiția astfel încât ai niște inițiale care te reprezintă, T și J, da? Da. Și de la J trecem frumos la chitară, la pasiune și la muzică. Da. Și o să spunem că fiecare chitară ta, dintre cele pe care le ai în colecție, au un nume cu J. Da, am plăcerea asta vinovată să-mi numesc chitările în engleză cu orice nume cu J, care începe cu litera J. Probabil e pentru că a început să-mi placă foarte mult numele de Jack. Eu când eram mic nu prea eram fan. Nu, chiar nu l-am înțeles. Și ușor a început să-mi placă din ce în ce mai tare și îmi suna foarte sonor J ca și literă, așa că am zis că vreau toate chitările pe care le am să aibă un nume care începe cu litera J și în engleză în mod deosebit. Acum deja simți că te reprezintă aceste nume. Da, chiar da. Dacă nu pe mine, chitările sigur sunt reprezentate. Chitările cu siguranță. Astea. Avem astăzi în studio, bineînțeles, alături de noi una dintre chitări. Da. Care se numește? Aceasta este Jordan. Jordan. Este chitara care a fost cu mine în foarte multe perioade ale vieții, mai dificile, mai frumoase, dar fără ea... Mai speciale. Mai speciale mai ales și fără ea n-aș putea să mă exprim așa cum îmi doresc. Este chitara cu care ai fost și în stradă la cântări? Da, este. Una din ele. Adică e cea mai recentă cu care am fost pe străzi. Nu vrem să sune wow sau să spunem lucruri ieșite din comun, dar ai început să cânti din pasiune, doar din pasiune. Nu neapărat cineva din familia ta a cântat sau s-a exprimat așa prin muzică pe scenă. Și, practic, prietena ta cea mai bună este Jordan. Da. Practic, da. Practic, da. Și într-o bună zi ai avut curajul să o iei cu tine și să ieșiți în lume. Am fost împins de la spate de către un prieten, Cătălin, care m-a adus în centrul vechi din București. Eu în perioada respectivă eram foarte timorat și timid. Bine, încă am momente, dar nu ca atunci. Nu mă simțeam confortabil în preajma oamenilor, nu mă simțeam bine să se uite oamenii la mine în timp ce făceam o chestie, pentru că simțeam că mă judecă. Știi cum se spune, sunt timid, dar mă tratez. Da, da, cam așa ceva. Cam așa. Și da, cu chitara, adică am mers bineînțeles cu chitara, el mi-a făcut curajul ăsta pentru că el știe să cânte și la chitară și a început să cânte niște acorduri, eu știam melodia, am început să cânt și ușor am văzut că oamenii rezonează și mi-a plăcut atât de mult sentimentul încât am tot repetat experiența asta de multe ori. Lumea e o scenă, strada este o scenă, este mai grea scena aceea din stradă directă cu pulsul acela direct al oamenilor care trec? Da, mi se pare mult mai dificil pentru că tu când ești acolo pe stradă, scopul tău în mare parte este să captezi atenția direct. Ei nu vin acolo pentru tine, ei vin acolo pentru că sunt pur întâmplător acolo. În trecere. Da, sunt în trecere și... Grăbiți către probleme, către viață. Unii. Cine știe, da, și tu ai ca scop să le captezi atenția cât mai repede și cât mai mult. Și atunci este într-adevăr un challenge comparativ cu scenele mari unde toată lumea vine pentru tine sau pentru spectacol și dacă nu știu cine ești sau dacă nu te cunosc dinainte,
ori n-au o părere formată, ori și-o formează în timp real, ori dacă sunt acolo pentru tine, înseamnă că-s fanii tăi, adică sunt diverse contexte. Acolo în stradă, practic, nu răzbate decât vocea. Vocea te reprezintă. Da. Și atitudinea. Și atitudinea. Sunt multe păreri despre a ieși sau nu a ieși în stradă la cântare, despre curajul de a te exprima acolo. Unii cântăresc ca și tine, consacrați de altfel, spun în unele interviuri că dacă s-ar întoarce în timp, n-ar mai face asta, li se pare greu, li se pare umilitor, li se pare jenant. Tu cum ai resimțit? Niciodată nu m-am simțit umilit. Nu știu, adică fiecare cu experiențele lui, eu consider că nu e josnic sau umilitor, m-aș mai duce cu mare drag pe stradă să cânt. Diferența ar fi că mi-aș dori calitativ să crească prestațiile mele pe stradă, adică mi-aș lua o boxă cu Bluetooth, care să nu depindă de priză și să pot să aduc calitatea mai în față decât cum cântam înainte, fără microfon, fără fără cablare sau fără amplificare. Aș merge amplificat acolo ca să răzbată. Să fie rezonanță mai mare. Exact, exact. Și să nu se piardă foarte mult vocea. Exact. Mă gândesc că nu e ușor să cânti în orice condiții și la orice temperatură. Nu, chiar nu. Chiar nu. Dar aveam, adică făceam în așa fel încât să ies când era soare afară și când era cald. Nu prea. Dacă era ploaie sau dacă ningea, n-aveam nicio șansă. Știu că aveți și record în stradă și 8 ore ați reușit să stați în piață. Adică, da, chiar da. Dar bineînțeles, atâta timp cât v-a permis, nu neapărat timpul, ci vremea, starea vremii. Da, și în funcție și de cum ne simțeam noi. Dacă ne simțeam bine, stăteam 8 ore, dacă voiam să plecăm, plecam. A fost prima și cea mai grea scenă? Cea mai grea, cu siguranță. Prima nu cred. Prima, eu am fost parte dintr-un cor, am făcut parte dintr-un cor. Când se întâmplă asta? De la vârsta de 3 ani până pe la 12, când a început să mi se schimbe vocea. Și cu acest cor am tot fost în diverse, pe diverse scene. Deci, nu mai știu cum a fost prima scenă pe care am fost, dar cu siguranță Centrul Vechi a fost scena cea mai grea pentru mine la început. Ai activat câțiva ani în acel cor. Te vedeai mai departe pe acel drum? Ți se părea doar o etapă sau visai să mergi mai departe să cânti? Am avut o perioadă când nu mă vedeam artist propriu-zis. Aveam foarte mulți oameni care m-au ghidat, adică Cristina Chiș, care este coordonatoarea corului Bimbam, din care am făcut parte. Ea m-a motivat foarte mult să continui pe calea asta artistică. Însă momentul în care cred că mi-am dat seama că vreau să fac asta pe viitor a fost când la un moment dat am înregistrat un album cu corul și pentru prima oară am auzit armonii vocale și eu nu știam ce e aia până atunci. În momentul în care am auzit cât de bine sunau toate notele și cum se lega, armoniza totul, da? Exact, ăla a fost momentul în care am zis, wow, îmi place atât de mult cum sună, vreau să mai aud asta. Și cred că ăla a fost, cum să zic, clicul pentru mine să continui pe drumul ăsta. Să nu ne runzi. Exact. Pentru că totdeauna asta întrebăm la povești. De ce se află un om pe un drum, ce-l ține acolo și mai ales și mai important, ce-l face să nu renunțe? Pentru că suntem oameni, obosim, avem nevoie să credem tot timpul în visul nostru, avem nevoie de susținere și la un moment dat poate nu se întâmplă toate lucrurile așa cum gândim noi. Da. Și totuși ceva ne ține acolo. Pe tine ce te-a ținut? Cum mea că odată cu vârsta se schimbă și motivația. Când eram mic, mă ținea foarte mult chestia asta că îmi place atenția oamenilor când sunt pe scenă. Nu-mi place neapărat atenția în afara scenei, adică prefer dacă umblu pe stradă și mă recunoaște cineva să zică, hei, uite, ăsta e tipul ăla care face ceva, și dacă ar veni la mine, na, în funcție de cum mă simt, reacționez. Dar cu siguranță îmi place foarte mult atenția când sunt pe scenă. Și aia a fost motivația mea principală când eram mic. Și în același timp, na, într-adevăr, atunci și voiam să fiu recunoscut pe stradă, pentru că vedeam foarte mulți artiști pe care îi urmăream că erau efectiv asaltați de fani și am zis, wow, vreau și eu așa ceva. Îmi doresc asta. Exact. Dar odată cu trecerea timpului, cu maturizarea mea, mi-am dat seama că sunt anumite aspecte mult mai importante de atât. Și atunci planul meu în momentul de față este să reușesc să-mi exprim arta și să o asculte cine are nevoie de ea.
cine simte, cine trece cumva acel, nu neapărat, să zic, ca un zid care, pe care îl punem noi oamenii să ne protejăm. Cine poate să treacă, să răzbată de acel zid cu ghilimele, să te simtă pe tine. Da, nu știu dacă e neapărat, adică da, într-adevăr, nu știu dacă e neapărat vorba de un zid propriu-zis. Mi se pare că toți, că, cred că cea mai frumoasă chestie la un om este că avem emoție. Și toți avem exact aceleași emoții pe care le exprimăm în funcție de experiența fiecăruia. Iar arta scoate foarte multă emoție la iveală. Și felul în care simțim emoția, cum am zis, diferă de la om la om. Și tocmai asta mi se pare frumos, că noi, deși avem aceleași emoții, le exprimăm diferit. Și totuși muzica, sau arta de fapt, reușește să unească toate emoțiile și toate felurile de exprimare ale emoțiilor ca să aibă un consens. Adică toți simțim la fel în momentul respectiv în care vedem arta respectivă. Asta mi se pare cel mai frumos lucru. Și acea clipă de energie comună și de schimb de energie, practic, între suflete. Exact, da. Acela e momentul pe care îl cauți mereu și mereu și mereu. Da, emoție sinceră. Și asta te ține în lumea asta. Da. Pe noi scene de data asta. Da. Și acum o să trecem mai departe, pentru că lucrurile au evoluat, ai învățat, ai urmat școlile, ți-ai urmat cursul ăsta firesc pe care l-am parcurs cu toții. În schimb, față de alți tineri, față de alte persoane, tu ai avut această pasiune și ai mers cu ea, braț la braț. Da. Te-au susținut părinții, familia? Da, am foarte mare noroc, am niște părinți geniali și nimeni nu o să mă convingă altfel. Mi se pare că ei sunt extraordinar de inteligenți și nu mă refer neapărat la cultură, mă refer că din punctul meu de vedere au știut să mă crească în așa fel încât să nu fac ce vor ei și să mă lase pe mine să descoper. Și asta mi se pare cel mai interesant, de cel mai important lucru, tu ca om care să descoperi. Da, mi se pare că cel mai important lucru la un om este să descopere singur ce vrea să facă mai departe. Și da, bineînțeles, au existat la un moment dat niște dubii dacă chiar vreau să fac asta, nu neapărat din partea mea până mult mai târziu, dar și din partea lor, să fie siguri că asta vreau să fac. Cu adevărat. Cu adevărat, exact. Și, na, de cel mai multe ori ziceam ca ei și făceam ca mine. Și mergeai înainte pe drumul tău. Da, exact. Mi-ai povestit că tatăl tău cânta în studenție. Da, dar nu a profesat pe partea asta. Nu la nivelul ăsta, nu cu atâta ardoare. Da, corect. Dar a cântat. A cântat, da. Cumva vocea și pasiunea este de acolo. Nu știu, când l-am întrebat ultima oară mi-a spus că nu crede, dar tot ce se poate. Știu că el a cântat și la chitară într-o vreme și mama susține că așa a cucerit-o, tata susține că nu. Și tu ce crezi acum? Cântă sau nu la chitară? Tata e un om foarte misterios. E chiar un om foarte misterios. L-am văzut în două ipostaze în viața mea în care să cânte la chitară. În ambele momente l-am văzut nostalgic. Și cred că i-a plăcut foarte mult și pe undeva cred că îi pare rău că n-a urmat asta, dar se bucură pentru mine că am urmat asta. Așa, poate sună ca un clișeu, avem tendința asta, mai ales ca părinți, să ne regăsim sau să ne împlinim anumite visuri prin copiii noștri. Da, și eu am avut noroc că părinții mei nu și-au vărsat frustrările pe mine, ci m-au lăsat. Da? Exact, chiar dacă fac ce și-ar fi, probabil tata la un moment dat și-a dorit să facă asta și se bucură că mă vede făcând chestia asta, fără să mă fi împins el sau să-mi fi bătut în cap să fac asta. Să fi spus să nu pierzi trenul ăsta, e păcat, exact. Să pierzi vocea sau să pierzi momentul. Da, m-a lăsat pe mine să descoper și asta mi s-a părut cel mai bun lucru. Și spuneai că tatăl e misterios, nici de la bunicul Jack sau străbunicul nu moștenești vocea, nu știi nici asta. Străbunicul Jack, din ce am înțeles, a fost avocat, deci nu cred. cred că partea de actorie se poate să o fi moștenit de la el, n-am nicio idee. Până la urmă, suntem rezultanta acestor gene, acestor generații și suntem noi, așa cum suntem. E cam greu să spunem în ce procent, în ce măsură matematic semănăm într-o ramură sau în alta. Așa e. Până la urmă, tu ești Tommy și noi pe tine te-am chemat la povești de succes pentru că ai o poveste minunată în spate. Și așa cum am spus, etapele au trecut, ai ajuns la un moment dat pe o altă scenă. Cum ți-a venit ideea de a merge la Vocea României?
adunându-mi curajul de pe stradă, când cântam. Era o școală deja. Da, 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 n-aș zice o școală, dar am acumulat suficiente cunoștințe și suficientă experiență încât să îi dau o încercare. Eu fusesem oricum înainte de Vocea României și la România au talent acum, cred că cu vreo 4 ani înainte de Vocea României. Și a fost o experiență unică, dar eram foarte mic, aveam 14 ani și nu prea înțelegeam cum funcționează lumea atunci. Și totuși ai trecut prin acele etape cu înscriere, cu emoții, ce o să faci, da, frământările vârstei. Da, la 14 ani nu aveam aceleași frământări cum am avut la 17, deci a fost total altfel când m-am înscris. La noua scriere, da, pe noua, da, scenă. Da, eu m-am înscris de 3 ori la Vocea României, am picat în primii 2 ani. Iacă-te de ce ești la poveste succes, perseverență. Corect, am fost perseverent și nu mă mir că am picat în primele două dăți, pentru că nu aveam atâta încredere în mine cât am avut a treia oară. Asta a contat. Până la urmă asta simți că te-a făcut să pierzi neîncrederea. Da, da. Eu primele două dăți când m-am înscris nu am cântat pe stradă și a fost pur și simplu să-mi demonstrez mie atunci. Zic, băi, da, poate e ceva de capul meu, poate reușesc. A treia oară, în schimb, deja având experiența și de pe stradă, am avut total altă atitudine, aveam multă încredere în mine pentru că aveam cumva confirmarea publicului și mi-am zis ce am de pierdut la urma urmei, eu mă distrez făcând asta. Oricum, aparent le-a trei ani în plus contează ca și atitudine, ca și determinare, da, ca și maturizare, contează enorm de mult. Da, corect. Și până la urmă strada cu ghilimele ne formează. Da. Ne face mai puternici. Mm-hmm. Și vocea ta a sunat minunat, ai fost mulțumit de evoluția ta. Atunci, da. Adică dacă m-ați întreba acum, nu-mi place absolut deloc parcursul meu de la concurs. Adică dacă aș fi știut atunci câte știu acum, și mai ales pe partea de cântat, cu siguranță eram mult mai mulțumit astăzi. Dar ce îți place totuși atunci? Atitudinea? Da, aveam o atitudine de... Așa, o flacără? Da, exista? N-aveam absolut nimic de pierdut, mă distram și singurul meu scop era efectiv să ofer un spectacol memorabil. Acum, în ce măsură am reușit, asta ține de public. Publicul trebuie, da, să știe. Oricum, aveau cu totul și cu totul altă frizură, l-ai aranjat atunci altfel. Am un tânăr fecioran. Dar plin de viață erai. Da, și acum sunt. Dar recunosc că odată cu vârsta m-am mai și domolit în afara scenei, adică sunt mult mai calm, mult mai liniștit din foarte multe puncte de vedere. Optimist, dar pe scenă... și vesel ești, așa ai fost tot timpul. Da, da. Și oameni dragi și buni, să știți că nu are 48 de ani, are 25, dar așa spune el, cu trecerea timpului. Am vrea să-l vedem pe Tommy la 48. Da, să vedem. Nu, dar vreau să înțelegem că am spus de la început, primăvară, tinerețe, optimism. Ai 25 de ani, 25 de ani minunați. Și nimic nu poate fi mai frumos decât tinerețea. Aici sunt de acord, da. În sfârșit suntem de acord, cu zâmbetul pe buze. Corect. Am vrea să vorbim totuși un pic de experiența de acolo, de la Vocea României, pentru că s-au așezat lucrurile și acum vezi altfel, așa, cu ochiul critic. Ce ai simțit? Ți-a bubuit inima în momentul în care ai fost anunțat că vei fi finalist, că ești unul dintre finaliști? Da, da, 100%. Eu... Ce simțeai? Mă gândeam cât de departe poate să ajungă gândul, pentru că eu... m-am înscris și când am aflat că intru la preselecția cu scaunele, singurul meu scop a fost să întorc un scaun. Oricare, asta nu a fost interesa. Ținta ta. Da, asta a fost ținta mea. În momentul în care s-a întors Marius Moga, nu m-a mai păsat. Nu, pentru mine chiar nu mai conta. Da. Pur și simplu nu mi-a păsat ce se întâmplă. Singurul meu scop de atunci era, ok, acum că am trecut mai departe, vreau să ofer ceva memorabil, să se uite publicul și să zică, băi, băiatul ăsta parcă îl duce cap, îmi place. Și am ajuns întâmplător cu fiecare etapă să mă întreb, wow, wow, am ajuns mai departe de atât, wow, cum, de ce, când, cam cum, what? Nu înțeleg. Și cu fiecare etapă mă întrebam din ce în ce mai mult, wow, și acum ce fac, wow, și acum ce o să cânt, și acum cum o să cânt, și acum cu cine. Cât timp și... aveai ca să pregătești o nouă piesă și o nouă piesă și o nouă piesă? Anul în care am fost eu a fost unul un pic mai special, pentru că primul live, mi-amintesc că a fost, adică odată ce am ajuns în etapele live, prima etapă live a fost de 1 decembrie, de Ziua României, iar următoarea etapă a fost 3 zile mai târziu. Și deci a trebuit să pregătesc o altă piesă în 3 zile la cel puțin același nivel ca cel de pe întâi, ca ediția de pe întâi, unde ne-am pregătit o săptămână înainte. Să cadreze cu momentul. Da. Și a fost într-adevăr genial, pentru că
Una e când vii cu ceva pregătit, cum vii și eu de fiecare dată cu toată documentarea, și alta e să improvizezi. Da, da. Nu am avut prea multe momente de improvizație acolo, dar a fost o experiență unică și chiar am plecat cu niște amintiri frumoase de acolo. Pentru că suntem la televiziune și suntem live, avem publicitate, dăm publicitate, după care urmează dăm norii la o parte. României, noi suntem cei care trebuie să decidem și noi suntem cei care spunem ce este mai bine pentru noi și ce nu este bine. Sunteți la sferă de interes. Începem anul acesta cu o discuție despre ideologii, despre mișcări și despre clivaje care vor transforma lumea. România traversează, doamnelor și domnilor, o iarnă demografică, nu de azi de ieri, de mai bine de 30 de ani, populația de etnie română este în scădere. Astăzi mi-aș dori să vorbim despre a trăi viața. Acum vom avea o discuție mai pe fund vis-a-vis de ceea ce vedem la televizor, ceea ce citim în presă, ceea ce vedem pe social media, sursele din care ne informăm și, până la urmă, concluziile la care ajungem. Eu am propus Ordinea Mondială în anul 2023. Am eu o fixație cu Ordinea Mondială. Noaptea iar se lasă, însă cerul e pustiu. Nu-s la fel de inspirat cum obișnuiesc să fiu. Mereu când sting lumina, toate stelele se aprind. Cu luna și cu ele reușesc să mă destin. Când totul e negru, eu mă las ghidat de ea. Dacă visele se neacă, luna-mi zice că o să treacă. Știu că avem fiecare câte o stea, dar stelele nu vor să cadă când n-are cine să le vadă. O dorință de aș avea să putem și noi cândva să dăm nori la o parte, să ne bucurăm de noapte. Numai noi ne vom salva, împreună vom putea să dăm nori la o parte. Fiindcă we create the night, fiindcă we create the night. Whoa.
iartă-mă natura, pentru că n-am fost atent. Nu credeam că o să ajung să fiu indiferent, dar de azi știu ce înseamnă noaptea fără show-ul tău. Vreau să-ți arăt cât de mult chiar îmi pare rău. Când totul-i negru, eu mă las ghidat de ea. Dacă visele se neacă, luna-mi zice că o să treacă. Știu că avem fiecare câte o stea, dar stelele nu vor să cadă când n-are cine să le vadă. O dorință de-aș avea să putem și noi cândva să dăm norii la o parte, să ne bucurăm de noapte. Numai noi ne vom salva, împreună vom putea să dăm norii la o parte. Fiindcă we create the night, fiindcă we create the night. Dăm norii la o parte, să ne bucurăm de noapte, să ne bucurăm de această ediție, să ne bucurăm de viață. Dragul nostru Tommy, ești la Povești de Succes. Să ne transferăm, să ne translatăm așa de pe scena aceea de la Vocea României în studioul nostru de podcast. Sigur. Cum te simți astăzi, la 25 de ani? Foarte, foarte matură întrebare. Nu știu, e ciudat. Îmi dau seama că nu mai sunt la fel de energic cum am fost la 20 sau la 18. Sunt anumite aspecte pe care îmi dau seama că le-am pierdut, să zic în ghilimele, de-a lungul timpului, dar cumva asta mă și motivează să continui să fac ce fac, pentru că chiar dacă am început să mai triez un pic și să mai obosesc ocazional, reușesc să-mi împart timpul în așa fel încât să pot să fiu mulțumit exact cum sunt acum. Și îmi place energia pe care o am acum, care e cizelată, și Tommy de pe scenă de aici este doar pe scenă. Nu mai ieși în viața de zi cu zi. Cred că asta m-a obosit foarte tare, pentru că aveam impresia asta că odată ce sunt un artist, o să trebuiască să fiu la fel cu toată lumea în toate circunstanțele și așa. Și pe aia mi-am dat seama că sunt om și că poți rămâne tu. Da, pot să rămân eu și pot să am momente în care sunt mai obosit și pot să am momente în care sunt extrem de energic. Și practic cu cât îmi trădam mai tare ideea asta de a fi om, cu atât ajungeam să fiu mai frustrat, cu atât ajungeam să fiu mai ușor irascibil. Nu îmi permiteam să fiu cum mă simțeam în momentul respectiv cu nimeni, pentru că aveam impresia că dacă nu mă comport ca și pe scenă, aia e, oamenii o să mă urască de atunci. Dar a fost o greșeală și mi-am asumat-o. E o am presiune învățat. Mare grija asta a popularității, a fi plăcut de oameni permanent. Cred că asta de fapt e cea mai gravă problemă. Artiștii resimt asta. Nu numai, eu cred că toți oamenii resimțim chestia asta, nevoia de a fi plăcuți de oamenii din jur. Și mi se pare trist că am ajuns la punctul ăsta. De a fi acceptat până la urmă, de a fi iubit, de asta a fi e cel mai, da, asta mi se pare cel mai dificil lucru, să poți să te descoperi atât de bine încât să te poți integra fără să-ți pese de ce zic ceilalți din prima. Și să te porți cât mai firesc, cât mai normal. Și cât mai tu, cât mai autentic. Pe scenă acolo ne-ai povestit că erai foarte răcit, foarte bolnav, ai făcut un maraton practic atât de răcit, cu sute de pastile, de medicamente, de vitamine, de ceaiuri. Da. Astăzi avem șansa, deși este, așa am și spus, este o vreme foarte friguroasă la București, foarte, foarte frig, este plină iarnă în București, noi ne bucurăm de prezența lui Tommy și de chitara minunată. Și așteptăm, pentru că nu mai e nicio problemă medicală, să cântăm împreună și publicul Canal 33 să se bucure de acorduri live. Sigur, cu mare drag. Ea, cum am spus, este Jordan, este chitara cu care am... Ne bucurăm. Da, n-am vrut să te lovesc, iartă-mă. Este chitara cu care am trecut prin o grămadă de stări în viața mea și... Cred că dacă vreodată aș da-o sau dacă s-ar întâmpla ceva cu ea, aș înnebuni. Pur și simplu n-aș mai putea strada, să fiu eu. Scena de la Vocea României, studioul de la Canal 33 și dorim lui Jordan viață lungă, să fie alături de tine atâta cât simți nevoia să fie. Doamne ajută!
Nu am venit pregătit, habar n-am ce o să cânt. Ce simți? Dar... Holding me back, gravity's holding me back. Want you to take out the palm of your hand. Why don't we leave it at that? Nothing to say, and everything gets in the way. Seems like I'm wanted to stay, and you're going away. Oh, in this world, it's just us. You know it's not the same as it was. In this world, it's just us. You know it's not the same as it was. As it was. As it was. You know it's not the same as it was. As it was. As it was. You know it's not the same. Loving the phone when you're at home and alone. Why are you sitting at home on the floor? And what kind of pills are you on? Answer the door when really you're all alone. Your daddy lives home alone. Just wants to know that you're well. Oh. In this world, it's just us. You know it's not the same as it was. In this world, it's just us. You know it's not the same as it. Dun da 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 da. You know it's not the same as it was. As it was. As it was. You know it's not the same as it. Dun da 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 da. You know it's not the same as it was. Doamnelor și domnilor, Tommy Weisbuch pe scena Canal 33 România live, București 2023. Am vorbit despre trecerea asta ta de la preocupările copilăriei la adolescență, acum te simți deja un tânăr, un matur, și am vrea să vorbim un pic despre oamenii pe care i-ai întâlnit de la Vocea României și așa mai departe în viața ta și oameni care, cu care îți urmezi drumul. Mm. Mă gândesc aici la cel care a întors primul scaunul acela scontat. Ții legătura în continuare? Da, colaborăm în continuare. Ce proiecte minunate aveți împreună? Eu, în momentul de față, fac parte din trupa lui. Sunt backing vocals la el. Avem o piesă scoasă împreună, în ideea în care eu am contribuit la scrierea piesei respective, care a fost și pe radio, anume Marius Moga cu Lora, Vrei să te mint? Și în mare parte îmi servește drept un exemplu pentru tot ce înseamnă gândire muzicală. Te simți norocos odată că a întors scaunul și apoi că ai rămas în această echipă? Norocos este un cuvânt prea mic. Mă consider privilegiat, da, cred că ăsta e cuvântul, pentru că până la urmă Marius este un nume greu în industria noastră și mi se pare un pic amuzant că eu când eram mic mă uitam în disperare la televizor când erau videoclipuri muzicale și dacă exista trupa Morandi pe televizor eram wow, excelent, vreau la un moment dat să-l cunosc pe omul ăsta.
Și cumva viața m-a dus în așa fel încât nu numai să-l cunosc, ci și să colaborez cu el. Să faci parte, practic, din această echipă. Cât da. De mare e echipa? Variază. Adică, nu știu... În funcție de proiecte? În funcție, nu știu dacă de proiecte, nici nu știu în funcție de ce anume, dar fluctuează de cel mai multe ori, că, na, suntem ca niște păsări. Uneori trebuie să plecăm de acasă de tot, alteori doar migrăm și ne întoarcem, sunt cazuri și cazuri. Însă, ce pot să zic sigur este că echipa e închegată și asta mă bucură teribil. E rar... Ai un sentiment de bine. Da, e rar să găsești niște oameni cu care să rezonezi atât de natural. Și eu am norocul să fi colaborat și să colaborez în continuare cu niște oameni pe lângă extraordinar de talentați, extrem de deschiși și de buni. Vă sfătuiți, ține cont de părerea ta, de momentul acela de inspirație, este un om care preia de la ceilalți, Marius, da? Da, și Marius și toți oamenii care suntem acolo, uite, spre exemplu, pentru Dăm Norii la o parte, este, piesa este produsă de Alexander Sambo, care este un prieten foarte drag mie, cu el am colaborat cel mai mult, pentru că rezonăm foarte mult, foarte bine când suntem în studio, nu există, adică sunt rare zilele în care nu reușim să facem o piesă, cel puțin. Practic, aveți o conexiune bună, vă inspirați unul pe celălalt, da. Și atunci când simțiți, creați, prelucrați foarte mult după aceea piesa sau e pur și simplu exact așa cum o simțiți în primul moment? Sunt momente și momente în funcție de cum suntem amândoi inspirați. Am avut, spre exemplu, săptămâna trecută o sesiune la studio cu el și mi-am amintesc că am făcut 4 variante de piesă și nu ne-a plăcut niciuna. sunt și zile de genul, dar sunt și zile în care, spre exemplu, Dăm Norii la o parte a ieșit în 2 ore. Și așa a fost. Da, a fost o piesă... la o parte și așa au rămas. Da, da, efectiv. Am scris și am compus piesa în 2 ore jumate, să zicem, și după aia direct mix master și aia a fost. Cât de des vă întâlniți? Cum sunt întâlnirile acelea? Programate la ore obișnuiau, fixe? Da, obișnuiau să fie mai multe, recunosc, însă acum amândoi evoluând în lumea asta, ușor, ușor, nu e că n-avem timp unul de celălalt, e doar, vorbesc de parcă suntem un cuplu. Nu, sunteți doi buni prieteni. Da, da, chiar da. Și e mai mult, cum să zic, în funcție și de programul lui, în funcție și de programul meu. El e zilnic acolo, asta admir foarte mult, că el e tot timpul la studio. Vă întâlniți acolo ca la un cenaclu până la urmă. Da, corect. Cu program fix. La mine cel puțin, da, e da. Mai mult cu programare, așa. E primul venit, primul servit, că mai am și alte proiecte pe lângă studio, așa că, na. Păi să avem timp să vorbim și de ele, dar între timp strecurăm și partea asta, apropo de cuplu. Tomi, îți plac fetele, da. Ai avut prietenă iubită, nu te întrebăm acum dacă vrei să te însori, te întrebăm dacă, dacă te mai gândești la momentul ăsta aici, la etapa asta, așa preocupat de o legătură mai specială. Eu nu vreau să mă însor, n-am în plan ideea de însurătoare, totodată nici nu sunt închis, adică nu e ca și când dacă găsesc persoana potrivită nu o să mă însor niciodată, dacă mă convinge fata respectivă, poate never pun... Say never, dar... Da. Deci e clar, nu ai găsit-o pe aceea potrivită pentru sufletul tău. Cred că noi suntem niște oameni foarte creativi și putem să ne creăm niște iluzii la fel de rapid. Am avut iluzia la un moment dat că am găsit persoana potrivită. Ai descoperit-o. Da. Dar, na, timpul și viața mi-a demonstrat că n-a fost așa. Da. Așa că, dragilor, domnișoarelor, dacă sunteți pe recepție, el este Tomi. Corect. Și e vorba aia, mi-a plăcut foarte mult, nu știu cât de adevărată e, dar am văzut la un moment dat chestia asta că oricine te poate iubi, dar nimeni nu te poate iubi ca un artist. Și asta mi se pare că e foarte adevărat, pe de-o parte. Adică, nu știu, mi se pare că eu când iubesc cu toată inima și cu toată ființa. Și poate fi o sabie cu două tăișuri, pentru că dacă nu știu să dacă ea nu știe să aprecieze felul meu de a iubi, care este mai mult din fapte decât din vorbe. Eu sunt un om de acțiune, îmi plac mai mult faptele decât vorbele. Ceea ce e ironic, ăsta actor, dar oricum mai mult joc decât spun cuvinte. Mi se pare mult mai important să arăți ce gândești decât să spui. Și felul meu de a iubi consider că este un fel foarte, cum să zic, demonstrativ, mai mult decât verbal.
Și, na, cine știe să aprecieze. Este așa bine. Cum crezi, așa cum te exprimi, este profund. Eu așa consider. Și nu mă îndoiesc, pentru că la povești de succes am avut oameni din toate domeniile, dar am avut artiști, foarte mulți artiști, și doamne și domni, și asta pot să confirm și eu. Este o certitudine pentru mine, artiștii sunt hipersensibili. Este clar că percep lumea și viața altfel. Cu alte cuvinte, sunt convinsă că pot iubi nebunește. Eu cel puțin sigur, da. Suntem pe ultimul minut, producătoarea emisiunii îmi spune tot timpul și are grijă de noi să nu ne pierdem așa în povești. Vorbim despre epilog, Vama Veche, cântat de tine. Da. A fost o etapă interesantă cea în care am cântat epilog, pentru că e o piesă foarte specială pentru mine. De Vama ce? Veche fiind o trupă foarte la iubită sufletul de tine, meu. Da. Și când am avut și oportunitatea să cânt în fața lui Tudor Chirilă piesa, am zis, wow, ăsta Davi s-a împlinit, wow, n-aș fi crezut. Și faptul că i-a plăcut, sper, a fost și un boost foarte mare la... Eu am un vis mai mic și comun, așa cu mulți iubitori de plajă. Eu iubesc foarte mult plaja de la Vama Veche. Și eu, sincer, da, am amintiri foarte frumoase acolo. Și îmi place să mă mai duc ocazional. Și dar... sunt festivaluri acolo minunate. Da. Și un loc minunat pentru creație, pentru cântat. Pentru... E o energie aparte acolo. În Vama. Uh-huh. Este minunat că vorbim despre muzică și despre suflet și despre cântări. Ce proiecte mai gândești? Unde te vezi anul ăsta sau anul viitor? Nu mă gândesc prea mult în viitor, recunosc, dar în prezent sunt actor în două spectacole de musical, anume Tinderiada și Dacă Noi Ne Iubim. Sunt spectacole de musical independente, pe care le jucăm de cel mai multe ori în București la Teatrul Țăndrăică. Dublez voci la 4 studiouri din București pentru Netflix, Cartoon Network, Nickelodeon și Disney Plus mai nou. Ce mai e? Sunt songwriter la Demoga Music, sunt solist vocal într-o trupă de evenimente și tot ce mai rămâne acum de zis e că asta sunt eu și asta vreau să fiu mai departe. Și asta vrei să rămâi? Da. Eu am lăsat intențional la urmă acest lucru, deși putea fi un început, o carte de vizită. Te prezinți atât de frumos, actor cu diplomă și cântăreț cu experiență. Da. Ești absolvent de actorie. Da, am absolvit un ATC-ul pe secția actorie în 2019. Minunat. Este. Și ai făcut-o de asemenea cu pasiune. Da. Neîmpins de la spate, pur și simplu așa ai simțit tu. Da, am zis că dacă tot am făcut liceu de muzică, ar fi cazul să mai mă documentez și pe partea de actorie și asta s-a întâmplat. Și te-ai simțit bine în anii de facultate, de studenție? Nu. Nu constant, recunosc, pentru că în perioada de studenție eram foarte anxios și foarte... duceam o lipsă foarte mare de încredere în mine și ocazional încă îl mai resimt pe Tomi de atunci. Mai duci lupta asta? Da, încă o duc. Dar cu siguranță acum sunt mult mai încrezător în mine decât eram atunci. Pentru că atunci nu aveam prea multe chestii care să-mi confirme și nu e că am nevoie neapărat, că nu, nu mi se pare că am nevoie, nu mai vorba de validare, nu mi se pare că am nevoie neapărat tot timpul de factori externi care să-mi confirme cât de bun sunt. Însă atunci chiar nu aveam atât de mulți factori externi care să-mi confirme. Și atunci chiar dacă eu de fapt ar trebui să caut în interior și de cel mai multe ori o găsesc acum, mai ales de când fac și terapie, faptul că îmi găsesc în interior validarea, sunt mult mai bine decât atunci. Dar dacă nu dorm destul sau dacă nu mănânc când trebuie sau... Te regășești în acea stare de... Da, de anxietate, de depresie, de toate lucrurile negative. De nesiguranță. Negative. Exact, da. Uite, și nu o să-mi iasă finalul, pentru că eu aveam ideea să spun legat de tinerețe că am avut o ediție debordantă. Nu, o să spun că am avut o ediție debordant de sincere, cu o sinceritate și o franchețe ieșită din comun din partea lui Tomi, care ne spune că se zbate ca orice tânăr să-și caute calea, să atingă un vis și să se mențină puternic și cu zâmbetul pe buze în această nebunie de oraș. Da, practic da. Practic da. Sunt, mă consider mai mult o șoaptă într-o lume gălăgioasă, dacă e așa. O șoaptă minunată, Tom, ca să spun așa. Da. Tomer Jack. Îți mulțumesc pentru prezența și mai ales pentru deschiderea aceasta la povești de succes. Eu viața să te găsească cu zâmbetul pe buze și
la următoarea ediție și la următoarea când te voi invita să spui că te-ai vindecat de toate aceste lucruri care te trag cumva într-o lume tristă? Nu știu dacă vindecarea e soluția. Adică nu. Dar ce, acceptarea? Da. Cred că ăsta e cel mai important lucru, asumarea și acceptarea că sunt până la urmă niște stări absolut umane și normale, cu cât încercăm să fugim mai tare de ele sau cu cât încercăm să le dăm la o parte din calea noastră, cu atât vor veni mai tare peste noi. Și atunci cred că soluția este efectiv acceptarea și prietenia cu astfel de emoții, ca să știm să le folosim în contexte mai creative de atât. Minunate lucruri ne-ai spus, oameni buni și frumoși, rețineți ce ne-a spus Tommy în seara asta, de la oricine putem învăța, să încercăm să ne acceptăm și să ducem o viață cu noi așa cum ne-a lăsat Dumnezeu. Mulțumesc mult de tot pentru invitație și dacă dorește cineva, eu sunt pe Instagram Tommy Weisbuch, sunt pe YouTube Tommy Weisbuch. Pe pagina oficială Tommy Weisbuch oficial? Da, asta pe Facebook și pe TikTok mă mai găsiți Tommy Weisbuch. Succes cu numele de familie, dar probabil ați pus acolo jos la ecran. Ah, ok, perfect. Asta e. Tommy Weisbuch, da? Îl regăsiți pe toate paginile de socializare, îl regăsiți în București, întotdeauna în centrul vechi, cândva la Vama Veche, da. Și tot timpul pe scena vieții. Corect. Mulțumesc foarte mult, Tom. Și eu mulțumesc foarte mult. Oameni buni, o seară minunată și zile minunate să aveți.